Ok, hai să vedem, să-i dăm drumul la dronă. O să facem un zbor la mine la grădină, să vedem grădina de sus. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Salutare! Aici sunt. Hai să vedem. Dăm camera mai jos să se vadă. Bate un pic vântul. Hai să o întorc puțin. Da, aici am un nuc. Găinușile mele. Uitați-le acolo. Hai să vedem, s-o duc un pic mai sus. Da, bate un pic vântul, dar Văd că e stabilă. ia să duc mai către nuc. Wow! Hai să o întorc. Frumos. Da, grădina la vecinul meu. Uitați ce grădină are și vecinul meu. Frumoasă grădină. E, un pic o cam forțează vântul. Stai să văd mai jos, să mă văd, să mă vedeți și pe mine. Ia uitați-mă aici jos. Îi fac cu mâna. Oh, cât ai barza! Tai! Atrage păsări. Stai să văd barza asta. N-a reușit să o văd, păcat. Păcat că n-a reușit să o văd. A trecut dita mai barza. Uite-o! Oh, nu! Mereu greșesc. Uitați-o! Nu știu dacă o să vede pe cameră. Da, uite-le. Cred că atrage păsări. Ia uite-le. Păsări. Da, se pare că s-au dus. A, uite că vine înapoi. Dau o col pe aici. Cred că văd drona mea și sunt curioase să vadă ce e. Sper să nu-mi atrage drona. În fine. Hai să vă mai arăt peisajul pe aici. Da. Frumos, frumos peisaj de sus. Uitați și popolii. Aici vedeți popolii. Uitați castelul. Da, mi-e frică să o duc mai departe, momentan, pentru că bate un pic vântul. Nu bate atât de tare, dar un pic bate, mai ales sus bate mai tare. Sus sunt curenții mai puternici. Stai să dau camera mai jos. Să vadă. Da, e grădina la celălalt vecin. Acum vedem grădina la celălalt vecin. Văd în grădina vecinului. Celălalt. Hai să vedem, să aterizăm puțin.
Oh. Da, e... Nu prea... Am zburat eu mult cu drona mea. Uite și grădina mea, cum se vede grădina mea de sus, din dronă. Hai să ridic mai sus, să vedeți toată grădina. Asta e... Oh. Se pare că trebuie să întorc drona, că se descarcă bateria. Da, e bine că mă avertizează că se descarcă bateria. Trebuie să-i pun altă baterie. Landing. Și gata! Am aterizat. Da, mi-am dorit de foarte mult timp jucăria asta. Și în sfârșit am reușit să o iau. Eu sunt un pic cam nebun, așa. Și am luat în rate. Că, da, nu aveam eu toți banii ca să-mi iau așa ceva. Și... Na, până la urmă am comis-o, cum s-ar zice, mi-am luat-o. Acum reconectez din nou drona. Îi mai fac un zbor mic. De aici, prin zonă. Dai să o conectez. Și gata, a pornit drona. Până se reconectează ea la telecomandă. Durează un pic. Se pare că a revenit. A revenit drona noastră. Aici avem harta, după cum vedeți. Avem și return to home, adică să se întoarcă acasă. Ia să întreba el mio drone. The home point has been updated. Please check it on the map. Da, ok, m-am pierdut pe aici. Info. Avem aici harta. Uite că deja, uite, mă vede, da, e aici. Se vede unde e harta. Ok. În fine, hai să închidem aici și hai să-i dăm drumul din nou. Ținem aici avosat. Și drona. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Salutare, salutare. Uită-te la mine, așa. Da, văd că are și niște moduri aici. Oh. Are și niște moduri aici care aș vrea să le încerc acum. Dar stai să vedem. Ok. Hai să vedem. Droine, aceza, cerchio, spirale. Deci are mai multe. Hai să vedem. O să-i dau o distanță de 25 de metri. Nu-i dau mai mult. Nu știu ce trebuie să-i dau, dar... A, ok, trebuie să... ok, m-a găsit. Și acum trebuie să-i dăm start. 3, 2, 1. Zboară! Da, ce mișto e. Ia uite, s-a dus la 25 de metri. Distanță de mine și se întoarce și înapoi. Da, ce fain. Se întoarce singură. Ia uite-o. Ea știe exact de unde a plecat și unde trebuie să întoarcă. Da, fain. Hai să vedem ce mod mai găsim. Nu. Cerc eu, mi-e frică. Hai să vedem asta în sus. Îi dau tot 25 de metri. Se duce în sus. Hai să vedem. Ok, m-a găsit. Hai să vedem. 3, 2, 1, go!
Uhou! Dar eu i-am dat 25 de metri, de aia s-a dus la... Doar la 12 metri s-a dus, cred că... Dar acolo a rămas. A, deci la... când se duce în sus nu mai se întoarce înapoi. Atunci trebuie să o întorc eu. Hei, ciao! Da, nu mă vezi, aha, ok. Uite-mă aici, eu sunt aici. Ok, hai să o scoatem după moduri și să o lăsăm pe video normal. Da, am încercat și modurile. Hai să vedem. Hai să o trimitem undeva. De fapt, nu știu unde să o trimit. Hai să o trimit la vecinul. Stai să o ridic mai sus. Am ridicat-o puțin mai sus. Ok, las. Hai să trimit-o la, să trimit la mine în grădină, da. Da, asta e grădina mea, vă prezint așa, de îndronă. Asta e toată grădina mea. Uite ce porumb frumos am. Aici vedeți porumbul. Stai că mi-e frică, trebuie să mă uit pe cameră. Să mă uit după ea să nu ajungă la nuc. Să nu dau cu ea în nuc. Dar eu nu mai văd cu ochiul liber. Am pierdut-o. Am pierdut-o din... A, uite, o văd. Gata. O văd cu ochiul liber. Da. Și celelalte roșii. Da, cu am ajuns la nuc. Am ajuns la celălalt nuc din față. Așa că hai să o întorc înapoi. Întorcem frumos înapoi. Da, e faină jucăria. Eu zic că se merită banii pe care i-am dat pe ea. Da, costă un pic cam multicel. Nu oricine își permite drona. Nici eu nu e să zic că mi-am permis. Dar, după cum v-am spus, eu sunt un pic mai cu capul așa. Și eu când îmi doresc ceva, păi atunci nu stau la discuții. Că până la urmă tot timpul spui că nu ai bani, nu ai bani. Și niciodată nu o să reușești să-ți iei lucrul dorit. Așa că, na. Până la urmă, să zicem așa, am comis-o. Am zis, bă, de ce să nu iau, iau tot, da, mi-am dorit de foarte, foarte mult timp, mi-am dorit o dronă. Dar tot timpul spuneam, bă, nu sunt bani, n-avem bani, n-am cu ce să o luăm, nu știu ce. E, dar uite că până la urmă am reușit, cum s-ar zice. O să plătesc rate la ea, dar mi-am satisfăcut și eu bucuria, cum s-ar zice. Ia să o trimit un pic. Ia ce viteză are. O trimit la celălalt vecin. Da, are boscheț pe aici. Aici e la drum. Stai să o ridic mai sus. Ia ce frumos se vede de sus. Pasărea. Eu mă cam risc un pic pentru că bate vântul. Sper să nu fac vreo boacănă. Bine, că și dacă e să cadă, știu unde cade. O văd unde e. Ia uitați și nu se apropie. Stați așa să
Vă arăt norii care se apropie, așa, ia uitați și... Ce nori! Iar văd pasărea asta! Se apropie de dronă! Sper să nu dea în dronă! Problema e că nu reușesc să o direcționez. Unde ar fi... Și hai să o aducem acasă. Aș vrea să încerc să vedem dacă știe să se întoarcă acasă. Hai să încerc. Ritorno. Go home. Aha, uite că se întoarce. Și dacă se întâmplă ceva, poți să dai X. Oh! Nu! Eu i-am dat să se întoarcă acasă și ea se duce la înălțime mare. Mamă, dar ce mișto se vede de la înălțimea asta. S-a dus la 50 de metri înălțime și 62 de metri distanță de mine. 60 de metri înălțime. Aproape. 65 de metri. Dar abia o mai văd eu, 75 de metri. O văd, dar o văd foarte greu. Mi-e frică să o duc mai mult. Nu ar păți nimic de la înălțimea asta, pentru că o să cadă prin pom, prin astea. Și este foarte ușoar, 90 de metri. Da, o să vedeți și voi pe ecran. De metri. Mi-e frică să o ridic mai mult. Dar mai încerc. 100 de metri. Da, acum încerc să o cobor, ia. Dar uitați ce frumos se vede. Stați. Uitați ce frumos se vede orașul din... Tot popoli și toată zona asta. Aici e guița unde se face apa, fabrica asta. Unde se vede turnul ăla așa, mai, cel mai mare, pe acolo până zona aia am lucrat eu prima oară, am avut noi depozitul. Da, de aici se vede și autostrada, vedeți și autostrada. Și aici e orașul Popoli, bineînțeles, unde stă noi. Ăsta e tot orașul Popoli. E un pic măricel, așa să zicem, castelul ăla care îl vedeți în vârful munților. Am fost la castelul ăla, dar eu acum nu mai văd drona. Ah, o văd. Ha, ce m-am speriat. Ea știe să se întoarcă și acasă. Trebuie să-i setez tu anume înălțime. Eu i-am setat la înălțimea la 60 de metri și de-aia s-a ridicat ea singură așa mult, că i-am dat 60 de metri. Pentru că ea se întoarce acasă și i-am dat 60 de metri, că în caz de ceva, acum ce s-o și cobor, în caz de, eu știu, e vreun copac, vreun pom, nu există riscul să dea în copac. Ea fiind la înălțimea aia de 60 de metri, nu se izbește de nimic, se întoarce deasupra ta, cum s-ar zice. Mă duc ușor, ușor, nu-i dau pe viteză, eu nu prea sunt adeptul vitezei bruște. Da, îmi place viteza, dar nu îmi place să bruschez. Mai ales cu drona un pic trebuie să te joci un pic ușor cu ea, mai ales că sunt și începător și aș vrea să mă joc ușor cu ea, să nu o bruschez, că na, e păcat de ea. Da, e primul meu zbor care l-am făcut așa de sus. Da, am ajuns la 30 de metri, hai să încerc să o aduc în față așa, să vină către mine, frumos. Ce viteză a prins! Da, o să-i dau camera un pic mai jos, așa îmi dau și o seama ce viteză are, cu ce viteză se apropie. Da, trebuie să am grijă că am niște fire de înaltă tensiune, după cum le vedeți și voi pe cameră. Am firele astea de înaltă tensiune aici, dacă dau în ele, s-a dus drona mea.
Bine, nu chiar de tot, dar nu știu ce daune va suferi, așa că nu aș vrea să risc. Și revine, da, uitați cotețul de găini, nucul, leagănul de la vecinul. Și uitați-mă și pe mine aici. Și haide, hai dronă acasă. Da, un pic mă încurc cu direcțiile. Un pic mă cam încurc cu direcțiile, dar... Dar o să mă... Uite, vezi? Mă încurc cu direcțiile. Hai să vedem ce fac găinile. Hai să... Să sperie găinile. Să sperie de dronă. Bineînțeles că se sperie că n-a face zgomot. E și normal să sperie. Uite, cocoșul a rămas singur. Iam, să încerc să fac o chestie, o prostie o să încerc să fac, să vedem cum se comportă. Și cam pierde semnalul dacă o duc printre nuc. Baraca mea de sus. Ia să vedem ce e pe baracă. Să vedem dacă trebuie să curăț baraca. Sper să nu aterizeze pe baracă, că e. E cam atât, nu riscăm mai mult.